pune coroana de... Onorată asistență, adresăm invitația primarului municipiului Buzău, domnul inginer dr. Constantin Boșcodeală, să ia cuvântul despre semnificația acestei zile. Domnilor și domnilor, onorată asistență, după cum vă este desigur cunoscut, astăzi, 9 mai 2012, în întreaga țară se evidențiază importanța acestei zile, ea având îndeoseb pentru noi românii o triplă semnificație. Respectând cronologia evenimentelor, avem datorie să evidențiem că, în urmă cu 135 de ani, adică la 9 mai 1877, adunarea deputaților a proclamat și prin memorabilele cuvinte ale lui Mihail Cogălnicianu că suntem dezlegați de legăturile noastre cu înalta poartă și prin urmare suntem independenți. Suntem o națiune de sine stătătoare. Intrată în război, în primăvara anului 1877, armata română a triumfat pe câmpurile de luptă, cucerând pe rând, prin jertfele a peste 10.000 de ostași, redutele otomane de la Plevna, Grivița, Opanez, Smârdan și Vidin, independența fiind unul din marii pași făcuți de România spre Marea Unire. La fel de importantă este ziua de 9 mai și pentru faptul că, în 1945, prin victoria Națiunilor Unite împotriva fascismului, a fost pus capăt celui de-al doilea război mondial, conflagrație încheiată nu numai cu imense pierderi de vieți, dar și cu uriașe distrugeri materiale. Pentru defilare, cu onorul spre dreapta, gard înainte, marș! Deschide defilarea comandantul gărzii de onoare și drapelul de luptă din cadrul batalionului 47 comunicații și informatică al diviziei 2 infanterie Getica. Urmează plutonul 1 de militar din cadrul batalionului 47 comunicații